acesta a fost ansamblul Zdravcevence din orașul Velingrad, Bulgaria. Vă rog să-i aplaudați. Copii minunați, plini de energie, copii care vor duce, la fel ca și ei noștri, tradiția țărilor mai departe. În continuare, avem în fața dumneavoastră un ansamblu care vine din orașul Favara, din Sicilia, adică din Italia. Un ansamblu care se numește Favaria Folk, după numele orașului din care vin ei. Un ansamblu extrem de spectaculos, numeros, care prezintă obiceiuri din Sicilia antică, bineînțeles, actualizate pentru perioada contemporană. Ar mai fi de spus, până încep cei din Sicilia, vă spuneam că Festivalul Internațional Hora Mare, anul acesta, la cea de-a 19-a ediție, are și alți parteneri, în afară de Consiliul Județean și Primăria Municipiului Călăraș. Ar fi vorba de Primăria Comunei Făcăieni, care a primit un ansamblu din Mexic acum 10 zile. Primăria Comunei Borcea, care la fel a primit acest ansamblu din Mexic, pe care noi l-am avut ca preambul la Festivalul Internațional de Folclor Hora Mare. Primăria Comunei Vâlcele, care a primit ansamblu din Italia și ansamblu din Bulgaria. Primăria Comunei Independența, care a primit ansamblu din Serbia, pe care o să-l vedeți dumneavoastră în minutele care urmează. În afară de aceste instituții, au mai fost alături de noi compania Tiger Security și domeniile Ostrov. Acum, ansamblul Favaria Folk din Sicilia, Italia. Amore, ci venia la vita.